furnicile sunt foarte harnice. Comportamentul lor fascinează oamenii de știință și chiar merită toată admirația. De exemplu, au capacitatea să transporte sarcini de 7 ori mai mare decât greutatea propriului corp. În același timp, sunt suficient de inteligente cât să-și organizeze comunitățile în colonii complexe în care fiecare membru are un rol bine stabilit. Se mai fac remarcate și prin capacitatea lor de a comunica sau prin felul cum cooperează, ceea ce le aduce unicitate în lanțul trofic. De exemplu, atunci când caută hrană, o furnică singură își alege drumul urmând trasele marcate de alte furnici. Dar dacă totuși alege să meargă în zone neexplorate, ea eliberează un cocktail complex de substanțe chimice prin care ajută alte furnici să o localizeze și să o ajute la nevoie. Când ajunge la sursa de hrană, furnica împrăștie în aer un nor de substanțe care anunță restul membrilor din mușuroi că trebuie să meargă să transporte hrana la cuib. Mesajul transmis de furnică nu doar că îi ajută pe ceilalți să o găsească, dar le indică și de câte furnici e nevoie pentru transport. Amestecul perfect de substanțe emanate cuprinde informații despre locația furnicii, despre ce a făcut ea, dar și despre cum e nevoie ca restul echipei să ajute. Arta de comunicare a furnicilor este una dintre cele mai mari minuni create de Dumnezeu. A inspirat chiar și oameni de afaceri sau informaticieni să găsească noi tehnici de a oferi colaboratorilor răspunsuri de calitate în cel mai scurt timp. Abilitățile avansate de comunicare ale furnicilor le ajută să-și mențină comunitățile organizate atât de complex, încât oamenii de știință le-au numit superorganisme. Furnicile sunt dotate cu glande care produc feromoni purtători de mesaje, ceea ce se transformă în metoda lor de comunicare. Au fost descoperite 40 de tipuri de emițători printre mai multe specii de furnici. Cu ajutorul lor, insectele stabilesc dacă urmele trasate vor fi de lungă sau de scurtă durată în funcție de importanța și destinația traseului. Durata indicațiilor lăsate pe traseu este stabilită de tipul de substanță emanată de furnică. O altă modalitate de comunicare a furnicilor este atingerea. Cea mai comună este atingerea reciprocă a antenelor, dar folosesc și alte metode precum dansul, mișcările agitate sau sacadate. Cercetările sugerează că furnicile ar putea comunica și cu ajutorul sunetelor, deși mult timp s-a considerat că nu pot auzi pentru că nu răspundeau la sunete puternice produse de oameni. Totuși, s-ar părea că pot detecta anumite sunete din aer cu ajutorul antenelor. Iar picioarele lor sunt dotate cu senzori care identifică și descifrează vibrația solului sau a frunzelor. Când vine vorba de norme sociale, s-a observat că furnicile nu sunt doar harnice, dar pot fi și războinici curajoși. Ca să-și extindă dominația, o furnică regină împreună cu un grup mai mare de soldați poate asedia cuibul altor specii. Regina atacă și ucide conducătoarea cuibului țintă, apoi preia mirosul victimei astfel încât să fie acceptată de locuitorii coloniei. Depune ouă ce vor fi îngrijite de furnicile noii colonii, iar odată eclozate, acestea supun membrii din specia atacată și îi folosesc pentru îngrijirea și apărarea cuibului. Furnicile, deși sunt atât de mici, au un rol foarte important în ecosistem. Ele controlează numărul populației altor specii de plante și animale. Pot mânca animale vertebrate și nevertebrate, plante și chiar semințe, iar astfel este evitată suprapopularea și sunt reciclate materialele organice. Datorită cooperării și muncii planificate foarte inteligent, comunitățile furnicilor au mai mult succes decât aproape orice altă creatură de pe pământ. Motiv pentru care chiar și Biblia ne îndreaptă atenția asupra lor. Du-te la furnică, leneșule! Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te! Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân și totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului.